Faptul că cuvântul lui Dumnezeu ne strânge la oaltă este mărturia faptului că Dumnezeu face minuni. Bine ați venit în dimineața aceasta pentru ca să fim împreună pentru încă o minune a Domnului Iisus Hristos făcută cu noi și în noi și în mijlocul nostru. Bun venit oaspeților, bun venit celor care se bucură că sunt aici. Ne-am dorit să fie împreună cu noi și aceia care ar dori să fie și n-au putut să fie. Salutul și binecuvântarea noastră tuturor. În dimineața asta, o mâncare puțin mai greu de mestecat, care începe așa. 2 Cronici, capitolul 15, de la versetul 1 la 7. Duhul lui Dumnezeu a venit peste Azaria, fiul lui Obed, și Azaria s-a dus înaintea lui Asa și i-a zis: ascultați-mă, Asa, și tot Iuda și Beniamin, Domnul este cu voi când sunteți cu El. Dacă îl căutați, îl veți găsi. Iar dacă îl părăsiți, și el vă va părăsi. Nu e așa că e greu? E cam greu de digerat. Noi ne-am învățat cu teologia aceea care spune că Domnul este împreună cu noi indiferent, fără condiție. Așa am învățat. Și nu vreau să spun că cumva, prin actul mântuirii și prin actul harului, Dumnezeu nu se îngrijește de fiecare dintre noi și dă ploaie și peste cei buni și peste cei răi, soare și peste cei drepți și peste cei nedrepți. Cu siguranță asistăm întotdeauna la manifestarea harului lui Dumnezeu necondiționat, nemeritat. Cu toate astea vreau să vă întreb, ceea ce am citit are și el rostul lui sau nu? Mai citesc o dată. Domnul este cu voi când sunteți cu el. Dacă îl căutați, îl veți găsi. Iar dacă îl părăsiți, și el va părăsi. Nu vi se pare că nu e așa cum am spus la început? Nu vi se pare că ne contrazicem? Sau că Dumnezeu se contrazice? Versetul 3. Multă vreme Israel a fost fără Dumnezeul cel adevărat, fără preot care să învețe pe oameni și fără lege. Vreau să vă întreb, ce poate fi mai nenorocit decât așa? Dacă ar fi spus, multă vreme poporul lui Dumnezeu a fost nenorocit, am fi înțeles o mulțime de lucruri, am fi înțeles că poate n-a avut de mâncat, poate n-a avut haine, poate că le-au năvălit țara vrăjmașii, poate că i-au măcelărit altcineva. Ne-am fi gândit la orice lucru, dar ne-am fi gândit mai puțin la ceea ce scrie aici. Israel a fost fără preot, fără Dumnezeu, fără lege. Sunt condițiile nenorocirii noastre din alt punct de vedere, din punct de vedere al lui Dumnezeu. Adică, fără acestea, omul nu poate trăi chiar dacă ar avea pâine, chiar dacă ar avea cu ce să se îmbrace, chiar dacă ar avea belșug de orice și sănătate. Dacă nu le are pe astea trei, e un nenorocit. Dar în mijlocul strâmtorării lor, o strâmtorare în care au fost fără Dumnezeu, fără preot și fără lege, asta a fost strâmtorarea, în mijlocul strâmtorării lor s-au întors la Domnul, l-au căutat și l-au găsit. În vremurile acelea nu era liniște pentru că cei ce se duceau și veneau, iertați-mă, pentru cei ce se duceau și veneau, căci erau mari tulburări printre
toți locuitorii țării, un popor se bătea împotriva altui popor, o cetate împotriva altei cetăți, pentru că Dumnezeu le tulbura cu tot felul de strâmtorări. Vă rog să observați unde este rădăcina și sursa neînțelegerilor, a problemelor și a războaielor. Unde este? Nu că oamenii n-au ce mânca, nu că sunt motive economice, nu că sunt probleme că mi-a trecut cineva prin fața casei și nu despre asta este vorba. Este vorba despre faptul că nu poate să fie liniște câtă vreme nu există Dumnezeu, preoții, lege. Și că după căderea spirituală urmează cădere națională. Există o legătură foarte serioasă aici. Decăderea spirituală, morală a unei națiuni atrage după sine în mod automat, obligatoriu, decăderea economică, statutul social al națiunii respective printre celelalte națiuni. Sau în alți termeni, în momentul în care un popor își pierde Dumnezeul, în momentul în care un popor nu-și mai are templu și nu mai are lege, în momentul în care nu mai există un loc de unde să pornească raze de lumină în poporul respectiv, atunci cultura, civilizația națională ajung să nu mai fie luminate, ci ajung să fie decadente până acolo încât să fie tulburat în orice fel. Voi dar, întăriți-vă și nu lăsați să vă slăbească mâinile, căci faptele voastre vor avea o răsplată. Amin. Să fie altfel la voi. Să fie altfel la voi în viață, să fie altfel la voi în biserică, să fie altfel la voi în experiența cu Dumnezeu și în familie noastră. Amin? Amin. Amin. Frății mei, se întâmpla lucrul acesta în momentul în care profetul Azaria a venit și a stat de vorbă cu Asa, după ce Dumnezeu realizase una dintre marile minuni, dintre marile victorii pe care le-a primit împăratul acesta. Citiți, vă rog, capitolul 14, în momentul în care i-a biruit pe etiopieni. Dar nu cazul acesta aș vrea să-l analizăm astăzi. Aș lua să luăm ideea care spune au fost fără Dumnezeu, fără preoți și fără lege, versetul 3, și să mergem la un alt caz pe care îl vom găsi în 2 Cronici. Puțin mai târziu. Capitolul 23. Haideți să mergem în raportul paralel în 2 Regi, capitolul 23, și vom folosi Cronici ca o a doua sursă. Da. Este vorba de cazul lui Iosia. Se găsește în 2 Împărați, capitolul 22, și în 2 Cronici, capitolul 34. Deci sunt cele două relatări pe care le vom folosi. Cuvântul lui Dumnezeu zice așa. Iosia avea 8 ani când a ajuns împărat. 8 ani, da? Versetul 2. A făcut ce este bine înaintea Domnului, a umblat în căile tatălui său David. Versetul 3. Sunt în 2 Cronici 34 acum. În versetul 3. În al 8-lea an al domniei lui, pe când era încă tânăr, a început să caute pe Dumnezeu. Câți ani avea? 16 ani. Apoi,
în al 12-lea an a început să curățească Iuda și Ierusalimul de înălțim, de Astartea, de chipul cioprite și turnate. Câți ani avea? 20. Mulțumesc. Vă place acest personaj? Începe de la 8 ani și merge crescând. Experiența lui de a se întoarce la Dumnezeu este extraordinară. Versetul 4 spune: au dărâmat altarele Baalilor, au tăiat stâlpii închinați soarelui, a sfărâmat idolii Astartei, chipurile cioprite, chipurile turnate, le-a făcut praf, a presărat praful pe mormintele celor ce le aduseseră jerfe, a ars oasele preoților și așa mai departe, puțin cam dur. Ce vă spune lucrul ăsta? Hotărâre, cu toată inima. Măsuri, cum să vă spun, extreme. Mulțumesc. Versetul 6 surprinde până unde a mers geografic. În cetățile lui Manase, în cetățile lui Efraim, Simeon, Neftali. Vreau să vă întreb, ce sunt cu cetățile astea? Poftiți? Nu erau, nu țineau de Ierusalim, nu țineau de Iuda, țineau de, așa cum ziceți, de poporul Israel din partea de nord. Deci el nu i-a ajuns că a făcut ordine și la Ierusalim, a trecut și la poporul Israel în partea de nord. Din nou, cum vi se pare lucrul ăsta? Ca să vedeți ce s-a întâmplat, acum vă voi ruga să mergem în Doi Împărați, capitolul 23. Și aici găsim ce a făcut. În Cronici este un raport foarte sumar a ceea ce s-a întâmplat. Aici, în Doi Împărați, este mai detaliat. Versetul 4. Împăratul a poruncit marelui preot Hilchia, preoților care păzeau pragul templului, să scoată din templul Domnului toate sculele care fuseseră făcute pentru Baal, Astarteia și oștirea cerurilor. Le-a ars afară din Ierusalim, în ogoarele Chedronului și a pus să le aducă cenușa la Betel. Era un templu asemenea unelte. Versetul 5. A izgonit pe preoții idolilor puși de împărații lui Iuda să ardă tămâie pe înălțimi în cetățile lui Iuda și în împrejurimile Ierusalimului. Pe cei ce aduceau tămâie lui Baal, soarelui, lunii, zodiilor, întregii oștiri ai cerurilor. Unde se întâmpla lucrul ăsta? În Israel. Cum poți să ajungi aici? Și răspunsul este, așa e când n-ai Dumnezeu, preot și lege. Simplu. Aici ajungi. Versetul 6. A scos din casa Domnului idolul Astarteei. Unde era idolul Astartei? În templu. L-a dus afară din Ierusalim la părâul Chedron, l-a ars, l-a prefăcut în cenușă. Cenușa a aruncat-o pe mormintele copiilor poporului, adică în cimitir. 7. A tărâmat casele sodomiților. Erau și acolo. Erau și atunci. A dărâmat casele sodomiților care erau în casa Domnului. Unde? Bă, fraților, nu undeva departe. Erau în casa Domnului. Și unde femeile împleteau corturi pentru Astartea. Observați ceva?
Cultul Astartei era un cult de fertilitate. Ei mergeau mână în mână, cultul Astartei cu cultul lui Baal. Cultul Astartei era cultul femeilor, cultul lui Baal era cultul bărbaților. În felul acesta se împărțeau în două, dacă doriți. Unii mergeau pe linie feministă, ceilalți mergeau pe linia bărbaților, sigur că da. Bărbații erau reprezentați de Baal și formau partea războinică a națiunii. Femeile erau partea senzuală a națiunii. Și uite așa, mai departe. Oriunde găsiți Astarteia în Biblie, gândiți-vă că avem de-a face și cu perversiuni sexuale. Oriunde ai Astartea, oriunde ai Baali, ai de-a face cu sodomie. Versetul 8. A adus pe preoții din cetățile lui Iuda, a pângărit înălțimile unde ardeau preostămâie, la Gheba până la Berșeba, a sfârmat înălțimile de la porți, cea care era la intrarea porții lui Iosua, căpetenia cetății, și cea care era la stânga porții cetății. Versetul 10. Împăratul a pângărit Tofetul în valea fiilor lui Hinom, ca nimeni să nu-și mai treacă fiul sau fiica prin foc, în cinstea lui Moloch. Vreți să citiți mai multe? O să citesc repede de tot ceea ce urmează, pentru că nu de dragul de a ne delecta, ci de dragul de a ne întreba, Doamne, cum a fost posibil? Că lucrurile astea sunt lucruri urâte, care trebuie să fie urâte. A îndepărtat de la intrarea casei Domnului caii pe care împărații lui Iuda închinaseră soarelui. Împăratul a dărâmat altarele de pe acoperișul odăii de sus a lui Ahaz, pe care le făcuseră împărații lui Iuda, și altarele pe care le făcuse Manase în cele două curți ale casei Domnului. Împăratul a pângărit înălțimile care erau în fața Ierusalimului, pe partea dreaptă a muntelui Pierzării, pe care le zidise Solomon, împăratul lui Israel, Astarteei, urâciune sidoniților, lui Chemoș, al Moabului, lui Milcom, al amoniților. Ce vă rog să observați dumneavoastră? Este o istorie întreagă care se prinde aici, de pe vremea lui Solomon, da? De pe vremea lui Solomon, toți împărații lui Iuda lucrase la treaba asta și până în momentul acesta avem de-a face cu un cumul de situații în care poporul era fără Dumnezeu, fără preoți și fără lege. Mai mult sau mai puțin. Dar se vede treaba că preoții nu-și făcuseră datoria. Se vede treaba că preoții nu învățaseră poporul. Se vede treaba că deci influența templului la nivelul poporului fusese zero. Mă întorc cu bunăvoința dumneavoastră în 2 Cronici la 34 și în anul al 18-lea a început să refacă templul care ajunsese în paragină. În anul al 18-lea câți ani avea? 26. Tânăr. În toată puterea. Versetul 14. În clipa când au scos argintul care fusese adus în casa Domnului, preotul Hilchia a găsit cartea legii Domnului dată prin Moise. Și a zis, am găsit cartea legii Domnului. Și Hilchia a dat lui Șafan cartea. Șafan a adus împăratului cartea. Frații mei, vă aduceți aminte care era ritualul, condiția numărul 1 al înscăunării regelui lui Israel?
Condiția numărul 1 la înscăunarea regelui, ce trebuia să aibă loc? Să se citească legea în prezența împăratului și în prezența poporului, pentru ca împăratul să știe ce are de făcut. Păi, dumneavoastră observați că Iosia acum o vedea pentru prima dată? El fusese înscăunat fără lege. Fără ceea ce Dumnezeu cerea în legătură cu el. În 2 Împărați 23 mă duc înapoi. Iosia s-a suit în casa Domnului, spune versetul 2, cu toți bărbații lui Iuda, cu toți locuitorii Ierusalimului, preoții, prorocii, poporul, de la cel mai mic până la cel mai mare, a citit înaintea lor toate cuvintele din Cartea Legământului. Cartea Legământului era o parte din Deuteronom. În mod special, din Deuteronom, ultima parte a acestei cărți. Împăratul stătea pe scaunul lui împărătesc. A făcut legământ înaintea Domnului, îndatorându-se să urmeze pe Domnul, să păzească poruncile, învățăturile, legile lui, din toată inima, din tot sufletul, ca să se împlinească astfel cuvintele legământului acestuia scrise în cartea aceasta. Și cuvintele legământului era: dacă voi sunteți cu Domnul și Domnul va fi cu voi. Și el zice: dacă e așa, eu vreau ca Domnul să fie cu mine. Frumos! Extraordinar! Frații mei, urmăriți puțin ceva în viața lui Ioas. Lui Iosia, pardon. La 8 ani ajunge rege. La 16 ani a început să caute pe Domnul. Cum o fi început să caute pe Domnul? Că încă n-avea cartea legii, corect? Încă națiunea era fără Dumnezeu, fără preot, fără lege. Cum o fi început? Ce anume i-a pus în suflet lucrul ăsta? Cum? Este extraordinar. La 20 de ani începe reforma în poporul evreu. La 20 de ani începe să dea, să dea afară Astartea, Baali, tot. Cum de-a ajuns la concluzia asta? Cum de-a ajuns la concluzia că religia lui Baal și Astartei este o religie care aduc rău poporului, care îi fac rău? Că nu sunt religii sociale care să producă înflorirea națiunii. Cum de-a ajuns la concluzia asta? Începe reformă și reforma durează 6 ani de zile, când la vârsta de 26 de ani găsește Cartea Legii și dintr-o dată are loc o revelație în viața lui. În sfârșit înțelege ceea ce până acum doar căutase. În sfârșit vede negru pe alb cam care ar trebui să fie poziția lui. Dumnezeu îl ajută să înțeleagă unde trebuie să meargă. Se pare că ultima citire a cărții lui Dumnezeu în poporul Israel, în poporul lui Iuda, avusese loc pe vremea lui Ezechia. De pe vremea împăratului Ezechia până acum nu se mai citise Cartea Legii lui Dumnezeu. Și de la 26 de ani începe acea reformă extraordinară, de data aceasta după carte. By the book. Și face exact cum zice Dumnezeu. Amin? Vreau să vă întreb, sunteți de acord cu reforma asta? Credeți, după câte știți dumneavoastră, credeți că a avut efect? Vreau să vă întreb, sunteți de acord că este o reformă profundă? Putea să facă mai mult de atât?
Putea? E bine, de reforma asta se ocupă profetul Ieremia. De reforma asta. Și auziți ce zice Ieremia. Vă voi invita să deschideți cuvântul lui Dumnezeu în Ieremia. Și să o luăm așa, mai de la început. Capitolul 4. Versetul 3. Căci așa vorbește Domnul către oamenii din Iuda și din Ierusalim: desțeleniți-vă un nogor nou și nu semănați între spini. Cum vede el reforma care a făcut Iosia? Poftiți? Ca și cum ai semăna între spini. Vă aduceți aminte de pilda Domnului Iisus Hristos, pilda semănătorului? A aruncat semănătorul sămânță, o parte din sămânță a căzut pe drum. Nici n-a apucat să facă rădăcini, că a venit păsările și au mâncat-o. Și spune Dumnezeu, la unii dintre noi cam așa ne e mintea. Cam așa ne e mintea, bătătorită ca un drum. În zadar cade cuvântul lui Dumnezeu pe mintea noastră că în minutul următor ne mai trece un gând prin minte. Deci stai aici la biserică pe scaun și ascult și sămânța tot cade și cade și cade și cade. Și în timp ce sămânța cade, trece un gând așa pe aici și ia tot. Și iar te întorci și iar mai cade sămânță și iar ți-aduce aminte: aoleu, ce-or face găinile acasă? Aoleu, cum i-am închis apa? Și iar se duce tot. Nici nu stă. Până se termină predica nu mai știi nimic din ceea ce s-a spus. Deci încă o dată, asta este starea multora dintre noi, cu mintea foarte netedă. Așa, ca pe drum. Și zice Dumnezeu că a doua categorie, Domnul Iisus Hristos spune, a doua categorie, sămânța a căzut pe un pământ stâncos, dă rădăcină, dar când vin greutățile și problemele, îi vezi că se pălesc. Frații, surorile se pălesc, așa, dintr-o dată, din senin. Nu mai vin la biserică, nu mai citesc, nu mai cântă, sunt mai amărâți, pălesc, dintr-o dată. Nu de categoriile astea vorbește aici istoria sfântă, ci vorbește de categoria în care sămânța cade între spini. Ce se întâmplă cu sămânța asta? Crește, se înalță, se luptă cu toți spinii să ajungă la soare, crește înaltă, paiul înalt și spicul, cât e spicul? Paiul înalt și spicul? Pilda spune că nu face rod. Spic nu e. Cam așa spune Ieremia că s-a întâmplat cu reforma lui Iosia. Au fost prea mulți spini, nimeni nu desțelenise ogorul, spinii erau mai departe acolo, creșteau, au sufocat planta, ea era acolo, dar fără rod, moartă. Că dacă o plantă n-are rod, n-are sămânță, ea moare. Și versetul 4 spune: tăiați-vă împrejur inima pentru Domnul, oamenii lui Iuda și locuitorii Ierusalimului. Ce înseamnă desțeleniți-vă un ogor? Înseamnă tăiați-vă împrejur inima. Ce e aia inima? Poftiți? Inima da, conștiința ba. Știți treaba asta? Inima da, conștiința ba.
Conștiința este partea aia pe care o reformezi, o reformezi datorită faptului că înveți din lege ce trebuie să faci. Și o reformezi. Și știi, și asta, și asta, și asta. Și a dat afară și Bali, și Astartele, și Moloch, și Tofetul, și tot. A făcut curățenie. A făcut. Păi și atunci, de ce spune că n-a desțelenit? Dacă a făcut curățenie, de ce n-a desțelenit? Cum au rămas spinii? Și textul spune, pe spinii au rămas în zona inimii. Ce-i inima? Aia pe care o iubești. La nivelul emoțiilor, la nivelul preferințelor, la nivelul momentului de bucurie, acolo sunt spini mulți. Noi ne facem ordine în partea cealaltă. Dar aici, la inimă, ajungem mai greu. Capitolul 5, tot Ieremia, de la 3 încolo. Doamne, și când zic viu este Domnul, ei jură strâmb. Doamne, nu văd ochii tăi adevărul? Tu îi lovești și ei nu simt nimic. Îi nimicești, nu vor să ia învățătură. Sunt mai tari ca stânca și nu vor să se întoarcă la tine. Păi bă, fraților, făcuseră reformă. Cum adică nu vor să se întoarcă? Cum adică sunt împietriți mai tari ca stânca? Uite ce lucruri extraordinare se întâmplaseră în popor. Pentru că vreau să înțelegem că foarte mulți dintre noi își pun mari nădejde în reforme sociale de felul acesta. Păi stai să vezi că dacă s-ar face la noi în biserică, nu știu, atunci poate că s-ar întâmpla ceva extraordinar. Reforme nemaipomenite. Uitați-vă aici. Reforma începe din altă parte. Reforma nu e ordonată de sus. Reforma nu este magisterială. Reforma începe de unde? Tăiați-vă împrejur inima. Și cine poate să-mi taie împrejur inima mea? Versetul 4. Eu ziceam, cred că cei mici sunt așa. Cine sunt cei mici? Dar nu se poate. Pastorii, reprezentanții religioși, ei trebuie să fie puțin mai spirituali, da? Că de-aia ne uităm. Probabil că numai noi ăștia mai mici așa, care nu prea studiem, care aveam atâtea probleme, fugim în stânga, în dreapta, poate că noi suntem așa. Dar sus trebuie să fie sfințenie mare. Numai cei mici sunt așa, gândeam eu. Ei lucrează fără minte, pentru că nu cunosc calea Domnului, legea Dumnezeului lor. Mă voi duce deci la cei mari, le voi vorbi, căci ei cunosc calea Domnului, legea Dumnezeului lor, dar toți au sfârmat jugul și au rupt legăturile. Apropo, despre ce jug e vorba? Legea lui Dumnezeu era o metaforă, o tipologie foarte comună în legătură cu legea lui Dumnezeu, ca un jug. Duceți aminte bătălia jugurilor de altă dată, când unul umbla cu... își făcuse un jug de lemn și umbla cu el în jurul gâtului, prorocind ele despre robie și așa mai departe. Dar nu ăsta era în primul rând. Prima imagine a jugului era legea lui Dumnezeu și aici, zic, toți au sfârmat jugul. Capitolul 6, de la versetul 29. Foalele ard. Plumbul este topit în foc. Degeaba se curăță, căci gura nu se dezlipește. De aceea se vor numi argint lepădat. O altă imagine extraordinară. În ciuda reformelor foarte dramatice, foarte drastice, extreme și așa mai departe, rezultatul este că zgura nu se deslipește.
Știți procedeul acela de extragere al aurului și al argintului în momentul în care minereul este supus la o temperatură foarte mare și aurul, argintul, metalele respective curg, iar zgura rămâne de altă parte. Aici, zgura este aruncată. Aici Ieremia se miră și spune: Dom'le, asta este ceva ce n-am mai întâlnit. Oricât de mult aș ridica temperatura, spune el, nu se dezlipește zgura de ei. Vă dați seama, imaginea este de asemenea dură. Nu se dezlipește zgura. De câți ani suntem în credință? Oare de noi s-a dezlipit? Și dacă lucrurile continuă așa, zice cuvântul lui Dumnezeu, n-am ce să facem. Îi voi numi cum? Cum îi voi numi? Observați, îi voi numi tot argint. Adică e potențial în el, e valoare. Îl voi numi argint, dar argint... E durere în toată treaba asta. Arunci la gunoi argint și arunci cantități mari de argint care ar putea să fie care ar putea să fie bogăție curată și nu poate să fie bogăție datorită faptului că nu-l poți scăpa de zgură și zgura strică tot. Muștele moarte a crescut unde lemnul, spune proverbele în altă parte. Încă o dată, ce fel de reformă? Ce trebuie să se întâmple într-un popor pentru ca lucrurile să funcționeze? Pentru ca să se deselenească ogorul, să se taie împrejur inima? Ce trebuie să se întâmple? Și capitolul 7 e și mai dur și vă voi invita să parcurgem puțin. În capitolul 7 aici Ieremia devine foarte... foarte concret. De la versetul 3. Îndreptați-vă căile și faptele și vă voi lăsa să locuiți în locul acesta. Nu vă hrăniți cu nădejde înșelătoare zicând: acesta este templul Domnului, templul Domnului, templul Domnului. Vă amintiți, nu? Mântuitorul vine aici, la Ieremia, capitolul 7, îl citește și redă textul acesta încă o dată, pe vremea lui. Și spune: aceeași situație e și acum. Terminaseră templul de făcut, îl făcuseră frumos. Se putea spune și despre templul din timpul lui Iosua: uite ce pietre și ce zidiri, toată lumea era mulțumită, argintul curgea, bogăția era acolo, aparent toate lucrurile erau superbe. Poporul zicea: cu adevărat ăsta este templul Domnului, templul Domnului, templul Domnului. Și versetul 4, nu vă hrăniți cu nădejde înșelătoare, zicând: acesta este templul Domnului, templul Domnului, templul Domnului. Apropo, știți unde folosește Domnul Iisus Hristos textul acesta? Unde? Ziceți-mi repede. Dar e important. Este unul dintre textele cele mai cunoscute ale dumneavoastră. O parafrazare destul de serioasă a acestui lucru este și în Matei, capitolul 7, unde zice: nu oricine îmi zice Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor. Și cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. Se întâmplă ceva, Mântuitorul se sizează aici, că în ciuda reformei, cu toate acestea, legea lui Dumnezeu nu ajunsese la inima acestor oameni. Nu ajunsese. Spune mai departe, în Matei capitolul 7, în acea imagine cât de cât asemănătoare, spune: nu vă cunosc, voi care lucrați fără de lege. Ați făcut templu. L-ați lustruit, dar nu v-a ajuns la inimă.
Versetul 8. Voi vă hrăniți cu nădejdi înșelătoare care nu slujeți la nimic. Cum? Furați, ucideți, preacurviți, jurați strâmb, aduceți tămâie lui Baal, mergeți după alți dumnezei și după aceea veniți să vă înfățișați înaintea mea, în casa aceasta pe care este chemat numele meu și ziceți, suntem izbăviți? Ca iarăși să faceți aceleași lucruri? Aceste urăciuni? Este casa aceasta peste care este chemat numele meu o peșteră de tâlhari înaintea voastră? Și din nou Domnul Iisus Hristos se vede că a făcut din capitolul 7 din Ieremia unul dintre centrele de acțiune pe care El le produce în timpul misiunii sale pământești. Cum e? Versetul 12 spune mai departe, de ce nu vreți să vă duceți la Șilo, să vedeți ce am făcut la Șilo? Cine? Ce era Șilo? Era locul unde rămăsese sanctuarul. Și despre care nu se mai vorbea nimic. Versetul 16 este și mai dureros. Tu însă nu mijloci pentru poporul acesta, nu înălța nici cereri, nici rugăciuni și nu stărui pe lângă mine, căci nu te voi asculta. Frații mei, pentru ca după o asemenea reformă despre care am vorbit, să ajungem la asemenea rezultat, este uluitor. Dați-mi voie să folosesc tema aceasta doar ca o provocare azi. Doar ca o provocare. Dați-mi voie să o folosesc ca o introducere. Dați-mi voie să nu vin cu soluții astăzi. Dați-mi voie să vă invit să găsiți dumneavoastră soluțiile de care avem nevoie. Aș vrea să citesc din Tragedia Veacurilor, pagina 411, capitolul Redeșteptări Moderne. Dorința după o religie ușoară, care nu cere luptă, nici lepădare de sine, nici despărțire de nebuniile lumii, a făcut din doctrina mântuirii și numai prin credință o învățătură populară. Este foarte comună, este foarte populară, dar cuvântul lui Dumnezeu prezintă o altă perspectivă. Desțeleniți-vă un ogor nou, chiar dacă nu e popular, chiar dacă nu e ușor, chiar dacă cere luptă, așa mai departe. Redeșteptările de astăzi sunt prea adesea conduse prin apeluri la imaginație, emoții, îngăduirea iubirii de nou și senzațional. Convertiții câștigați în felul acesta au prea puțină dorință să asculte adevărul. Au un interes slab față de mărturiile profeților și ale apostolilor. Dacă nu există nimic senzațional, serviciul religios nu are nicio atracție pentru ei. Mulți convertiți la credință nu renunță la mândria lor, la iubirea față de lume. Ei nu sunt mai dispuși acum să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-L urmeze pe blândul și umilul Iisus decât erau înainte de convertire. Religia devine astfel un obiect de batjocoră pentru necredincioși și pentru sceptici, pentru că atât de mulți dintre cei ce îi poartă numele nu cunosc principiile ei. Puterea Evlaviei a fost aproape îndepărtată din multe biserici. Picnicuri, spectacole, bazare, case luxoase, etalarea propriei persoane au alungat gândurile de la Dumnezeu. Prin contrast, pagina 403, redeșteptările autentice au adus o adâncă cercetare a inimii cu umilință.
Ele s-au caracterizat prin apeluri solemne către păcătoși, pline de milă pentru cei răscumpărați. Bărbați și femei se rugau, se luptau cu Dumnezeu în rugăciune pentru mântuirea sufletelor lor. Roadele acestor reînviorări se vedeau în sufletele care nu se dădeau înapoi de la lepădare de sine și sacrificiu, ci se bucurau că erau socotite vrednice să sufere o cara și necazul pentru Hristos. Oamenii vedeau o transformare în viața acelora care mărturiseau numele lui Iisus. Societatea era câștigată prin influența lor. Ei adunau cu Hristos și semănau în Duhul pentru a culege viața veșnică. Îmi place foarte mult gândul ăsta și cu el aș dori să încheiem, și anume, societatea era câștigată prin influența lor. Oamenii trăiau atât de frumos încât oamenii de lângă ei spuneau: vreau să trăiesc și eu așa. Câți dintre noi am făcut din persoana Domnului Iisus Hristos o realitate atât de puternică încât cel de lângă mine să zică: vreau și eu să trăiesc așa? Săptămânile trecute am primit un telefon. Și mi s-a spus: știi, cu ani de zile în urmă, soțul meu a decedat. Noi aveam mulți prieteni care veneau în casa noastră. Câte vreme soțul meu a trăit, niciunul dintre ei n-a zis: merg la biserică. Acum însă, unul dintre apropiații noștri a venit și mi-a zis: vreau să fiu și eu unde s-a dus el. Vreau să fiu și eu cu el, pentru că vreau să fiu cu el. Lumea are nevoie de așa ceva. Lumea are nevoie de oameni atât de frumoși, încât oamenii care sunt lângă mine să zică: oh, vreau să fiu și eu acolo unde vei tu, vei fi tu. Vreau să fiu și eu la fel cum ești tu. Vreau să fim împreună. Nu e suficient orice s-ar întâmpla exterior dacă nu se întâmplă interior. Și nu se va aduce niciodată Dumnezeu în viața noastră dacă nu vom desțeleni un ogor nou. Nu se va schimba națiunea aceasta dacă vor pune cele 10 porunci în holurile școlilor și în judecătorii. Nu așa se face reformă. Aduceți legea lui Dumnezeu în sufletul și în viața noastră. Găsiți legea lui Dumnezeu. Scoateți-o de acolo de unde a fost pusă. Că a fost pusă rău, într-o ladă, undeva. Era tot în templu, dar într-o ladă. Foarte interesant lucrul ăsta. Și chivotul era o ladă. Și legea lui Dumnezeu a stat foarte bine în chivot, dar nu într-o ladă oarecare. Chivotul lui Dumnezeu ne face atenți, și anume că locul legii lui Dumnezeu trebuie să fie exact acolo unde este centrul atenției noastre. Citeam aseară textul care spunea: iată-mă că vin, în sulul legii este scris despre mine, iată-mă că vreau să fac voia ta, Dumnezeule, și legea ta este unde? Păi, dar a plecat, nu mai e pe table de piatră. Este unde? În inimă. A fost scrisă acolo pentru ca să o pot să o aduc în inimă. A fost scrisă acolo să stea acolo până când voi copia puterea și frumusețea ei. A fost scrisă acolo până când voi începe reforma vieții mele și până când voi începe să trăiesc ca Iisus Hristos. Nu știu dacă putem înțelege, dar legea este cel mai frumos cântec pentru Dumnezeu. Dacă veți lua doar porunca ce spune să nu minți, nu-i mare lucru. Dar dacă veți pune
pe lângă porunca să nu minți, eu sunt Domnul Dumnezeul tău, atunci porunca să nu minți capătă o dimensiune colosală. De ce să nu minți? Nu pentru mine, nu pentru tine, dar pentru cine? Pentru că e Dumnezeu acolo. Dacă iei porunca să nu furi, o poate face oricine, și un gardian de la pușcărie poate să te oblige să respecti porunca să nu furi. Dar pune-te loc lângă porunca asta. Faptul că Dumnezeu spune, te-am scos din casa robiei și ți-am umplut viața de binecuvântări. Ce nevoie mai e să furi? Ce nevoie mai e să furi? Ești plin de binecuvântări și ești o binecuvântare pentru alții. Pune porunca să nu prea curvești și nu-i mai nimic decât o regulă socială. Dacă nu înveți din asta să fii credincios unui Dumnezeu care spune păstrez credincioșie eu față de tine ca un logodnic față de logodnica lui. Puneți pe Dumnezeu acolo și veți descoperi odihna, frumusețea, binecuvântarea. Și poate că sufletul ni se va încălzi, poate că inima va începe să bată altfel și poate că vom desțeleni cu ajutorul lui Dumnezeu un ogor în care spinii să nu mai aibă ce căuta. Poate că vom pune plugul atât de adânc încât stânca de desubt să se sfarme și să dăm voie plantei credinței lui Iisus Hristos să-și pună adânc rădăcinile. Nu. Reforma nu poate să aibă loc decât în momentul în care crucea lui Iisus Hristos, jertfa lui, moartea lui, va da strălucire fiecărui precept din legea lui Domnului Iisus. Vă invit astăzi la odihna Lui. Vă invit astăzi să stați în această odihnă până când viața și sufletul nostru va înțelege curăția și gloria pe care Sfințenia lui Dumnezeu ne poate da. Amin. Ascultă-mă, Asa, tot Iuda și Beniamin. Domnul este cu voi când sunteți cu El. Dacă îl căutați, îl veți găsi. Iar dacă îl părăsiți, și El vă va părăsi. Dar voi întăriți-vă și nu lăsați să vă slăbească mâinile, căci faptele voastre vor avea o răsplată. Amin. Tatăl nostru, venim înaintea Ta, întreaga biserică, însuflețiți de cuvântul Tău, sub adierea puternică a Duhului Tău cel Sfânt, să Te invităm, Părinte, să dai gândirii noastre și ființei noastre puterea să Te lăsăm să desțelenești ogorul inimii noastre. Vino, Doamne, cu puterea Ta. Vino, Doamne, cu legământul Tău. Vino, Doamne, cu cuvântul Tău. Și Duhul Tău cel Sfânt să fie acela care să pună adânc lama plugului Tău în viața noastră. Trage, Doamne, brazde adânci. Pune sămânța Ta și fă ca împărăția Ta să aibă rod în viața noastră. De la o parte spinii, mărăcinii, lucrurile care ne îngrijorează, care blochează rodirea, creșterea și dezvoltarea împărăției Tale. Și fă, Doamne, ca iubirea de Tine să aducă în sufletul nostru altă viață. O viață nouă, astfel încât lumea să fie luminată, binecuvântată. De viața noastră.
de modul în care a învățat să ascultăm frumos de tine și să trăim pe pământul acesta cerește. Prin Domnul Iisus te-am rugat. Amin.